Și la Mănăstirea Vodița a fost astăzi hram. Cu acest prilej, sărbătoarea așezământului monahal a fost binecuvântată de prezența preasfințitului părinte episcop Nicodim. Credincioșii mehedințeni veniți să o cinstească pe Maica Domnului la Mănăstirea Vodița au fost binecuvântați de preasfințitul părinte Nicodim, Episcopul Severinului și Strehaiei, ierarhul, a săvârșit Sfânta Liturghie la altarul de vară al așezământului monahal și a vorbit despre stăruința în rugăciune a Sfinților părinți Ioachim și Ana pentru a avea un copil. Nașterea Maicii Domnului a avut loc în urma multor rugăciuni pe care părinții ei, Ioachim și Ana, le-au făcut. Sfinții Joachim și Ana, pe care îi pomenim la sfârșitul fiecărei slujbe, toată viața lor au suferit. Au suferit pentru că nu aveau copii. În cadrul slujbei, Sfințitul părinte Nicodim a hirotonit un preot pe seama parohiei Salcia 1. Mănăstirea Vodiță a fost întemeiată între anii 1364 și 1370 de sfântul Nicodim cel sfințit de la Tismana, pe cheltuiala voievodului Țării Românești, Vlai cu Vodă.